Accidentul vascular este foarte prost manageriat în România, într-adevăr, așa este și asta nu zic, nu mi-e rușine să o zic, pentru că chiar așa este. Pacienții ajung, în primul rând, prea târziu la spital, în al doilea rând, nu avem doctori și nici sisteme puse la punct să scoată cheagul din cap. Asta înseamnă trombectomie, ce facem noi radiologii intervenționaliști, intrăm cu cateterele astea mici până în cap și scoatem cheagul din cap în anumită perioadă de timp după ce s-a produs accidentul vascular, în așa fel putem să salvăm pacienții complet, a doua zi sau a treia zi să plece acasă pe picioarele lor, față de să-i taie jumate de calotă, de creier și să fie paralizați pe viață. Adică este o procedură foarte, foarte importantă care trebuie pusă la punct urgent pentru a păstra, mai ales prin societate, să păstrezi oamenii ăștia în câmpul de muncă, să-i păstreze abil, să meargă singuri, să se organizeze singuri. Bună și bine te-am regăsit! Suntem împreună pe canalul meu de YouTube și ascultăm povești sănătoase! Sunt Izabela Marinescu, jurnalist de profesie și îmi place să spun publicului meu povești, povești care să inspire. Te aștept aici pe canalul de YouTube cu like, cu sugestii, cu comentarii. Te invit să te abonezi, să fii la curent cu toate noutățile pe care le postez. Te aștept și pe pagina de Facebook Izabela Marinescu și pe cea de Instagram Izabela Adelina Marinescu. Așa cum te-am obișnuit, povești sănătoase îți aduce în față povești de succes al unor oameni care să te inspire și descoperim împreună omul din spatele halatului alb. Astăzi invitatul meu este doctorul Teodor Luț, medic specialist în radiologie intervențională. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Am să vă prezint un pic pentru cei care ne urmăresc. Doctorul Luț este doctor în medicină la Universitatea Ruhr din Bochum, Germania, cu drept de liberă practică în Germania din 2012. De curând a revenit în țară, membru al Societăților Germane și Europene de Radiologie și Neuroradiologie, Societatea Germană de Radiologie Intervențională și Terapii Minim Invazive și Societatea Europeană de Radiologie Intervențională. A fost medic șef primar la Institutul de Radiologie Diagnostică și intervențională al unui spital academic din Germania, iar de curând, așa cum vă spuneam, a venit în România să profeseze și aici, deși până acum ați profesat doar în Germania, un câștig pentru țara noastră și pentru pacienții români. Exact, asta sper și eu. Numai în Germania, acolo am început și de 4 luni profesez în România și sper și eu să încerc să ajutăm așa cum putem. Sunt puțini medici, radiologii, intervenționiști la noi în țară sau puțini care au suficientă experiență pe mâna cărora să ne bazăm? Într-adevăr, sunt foarte puțini. Nu înțeleg exact de ce este situația așa, dar cred că sunt în toată țara în jur de 30. Nu toți fac toate lucrurile care se fac în radiologie intervențională, de aceea prin toată țara sunt destul de puțin și probabil din cauza faptului că radiologii în general nu prea au ei, nu vor să aibă neapărat treabă cu pacientul prea mult și nu prea se nișează în direcția aceasta prea mult. Asta îmi pot imagina. Radiologie, știm cu toții ce înseamnă, dar ce înseamnă intervențională? Ce face medicul cu această specializare? Radiologia intervențională înseamnă efectuarea anumitor intervenții, proceduri medicale, fără să tăiem prea mult sau deloc. Adică se referă la terapii ghidate, noi, de aceea le facem noi, că suntem radiologi, noi lucrăm cu aparate, cu imagistică și putem în acest fel să ghidăm, de exemplu, un ac în orice formațiune din corpul uman sau să, de exemplu, să intrăm pe vase, tot așa ghidate imagistic, să intrăm cu diferite catetere, diferite furtunașe, ca să le zic așa, care pot ajunge în toate regiunile corpului. Și mă gândeam mereu cum am ajuns oare să facem noi chestia asta, dar probabil că se referă la faptul că noi lucrăm în general cu raze și aceste proceduri sunt ghidate de raze, de raze X și prin aceste metode putem trata diferite boli, de exemplu să luăm tot felul de probe, țesuturi din corp, având grijă să nu lovim vreun organ sau vreun vas de sânge important, putem să tratăm boli ale vaselor, gen dilatații sau stenoze, subțieri prin toate locurile corpului, fie că în cap, în corp, oriunde. Noi, în general, facem cam tot corpul în afară de inimă. Acesta este făcut de cardiologi. Și implică niște beneficii foarte mari pentru pacienți, deoarece aceștia nu mai necesită de multe ori intervenții operative, la care rata de vindecare este foarte dificilă, durează mult și tot așa. De aceea avem un foarte mare avantaj oarecum când în sistemul medical în totalitate reușim să simplificăm lucrurile acestea
mă rog, nu numai radiologie, și cardiologii intervenționaliști fac același lucru, dar într-adevăr avem, adică aducem un plus foarte mare tratamentului medical. Cum v-ați specializat pe ramura aceasta? Eu am plecat direct după facultate pe care am făcut-o în București, am plecat în Germania, mi-am făcut rezidențiatul acolo în mai multe spitale universitare, m-am gândit că este mult mai bine să le schimb din când în când, pentru că fiecare spital are punctul lui forte și anumite patologii pe care am reușit să le văd doar mutându-mă de la un spital la celălalt. Am făcut toată specializarea în Germania. Am început cu radiologia intervențională prin ultimii ani de specializare, cam așa se practică mereu. M-am simțit mult mai atras de latura asta. Mi-a plăcut să fac ceva cu mâinile, să nu stau numai în fața calculatorului și... Și din cauza asta am pus un foarte mare accent pe specializarea mea pe latura aceasta, am mers foarte mult și în timpul liber și acolo este la fel, nu toată lumea este dispusă să te învețe sau nu peste tot găsești posibilitatea de a învăța lucrurile acestea și am încercat să merg și în timpul liber și și la spital, bineînțeles, dar și mereu să încerc să prind cât mai mult din aceste lucruri. Și am avut oarecum și noroc, am găsit niște oameni care au reușit și care au vrut să mă învețe și ei, am prins și eu cât am putut și am ajuns aici. În România n-ați fi putut merge pe calea? Avem colegi în România care și ei s-au specializat. Mulți dintre ei au mers și prin afară. Posibil că aș fi putut într-un fel sau altul și aici să mă specializez pe anumite lucruri, dar era șansa mult mai mică, deoarece nu sunt atât de mulți oameni care fac specializarea aceasta. Plus, sunt unele lucruri pe care nu se fac deloc și care acum venind eu din Germania... Unele lucruri care le fac eu nu le face nimeni și, de drept urmare, nu le-aș fi învățat dacă eram aici. Ca de exemplu, tare sunt curioasă și sunt sigură că și cei care ne urmăresc vor să știe. Păi, de exemplu, există în general, am observat, o frică, nu știu, cred că oamenii asociază, adică doctorii, colegii asociază intervențiile astea ca o procedură chirurgicală foarte riscantă, neavând experiența radiologiei intervenționale în general. Și unele lucruri nu sunt deloc recomandate, poate de frică că sunt prea periculoase. De exemplu, recent am avut un caz, o doamnă care avea o tumoră pulmonară, care apăsa pe un vas important, pe vena cavă, și din cauza asta, mă rog, sângele se aduna, se avea stază în cap și în gât, sângele nu trecea de acest vas. Și era o procedură foarte ușoară, în care treci cu un cateter și dilați cu un balon vasul și trece sângele. Și nimeni nu vrea să o facă, vreau să o lase, de exemplu, să moară. Și întâmplător eram în spitalul ăla pentru altceva și mi-a prezentat cazul și am reușit să-i pun un stent și să dilat. Adică sunt... O procedură de asta mi se pare foarte ciudat că nu este făcută, dar pur și simplu nu este sensibilizat, cred, personalul medical la aceste posibilități pe care le oferă radiologia intervențională. Deci în cazul ăsta nu se putea face nici chirurgie clasică? Nu, era, nu se putea face din cauza că erau infiltrate toate vasele și vasul acesta și nu se poate opera unde era tumora, din cauza localizării, nu se putea opera niciun caz, se făcuse și radioterapie, ca așa se face în general, dar nu a ajutat-o și a tot infiltrat vasul și până la urmă... Deci, practic, da. Nu vorbim de, eu știu, de tehnicile astea moderne, de evitarea complicațiilor și a operațiilor deschise. Nu, în cazul ăsta era pur și simplu, da. Era o intervenție paliativă care a reușit să-i prelungească oricum viața, care era în principal, problema principală era tumora asta care a apăsat pe vas, în rest era ok pacienta, chiar dacă avea cancer pulmonar, nu era așa avansat. Și a fost o intervenție paliativă. Dar sunt și alte intervenții, de exemplu, anumite formațiuni localizate în diferite porțiuni ale corpului, care pur și simplu, am avut chiar alaltă ieri un caz, au spus toată lumea că nu se poate face nimic, că nu putem să ajungem nici operativ acolo și nu putem să luăm o probă. Era un cancer de pancreas și avantajul meu este că am învățat de la șeful meu că să spun că pot să bagi o nacă în orice parte a corpului și pot să iau probe de oriunde fără, și de obicei nu se întâmplă aproape nimic. Și uite, așa am reușit să iau probă. Se pot face multe lucruri cu radiologia intervențională. Important este să încerci să sensibilizezi oarecum lumea să știe că este și posibilitatea asta. Nu numai să eviți operațiile, dar și să ajuți, să tratezi, să ajuți, de exemplu, terapii ablații, de exemplu, tumorale, arderea tumorilor sau criogenizarea tumorilor cu gheață. Nici lucrul ăsta nu se face prea mult. Sunt unii medici, am cunoscut între timp, care fac. Sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini, într-adevăr.
Dar și asta, de exemplu, este o metodă în care de multe ori, într-adevăr, se evită complet operația. Să zicem niște metastaze ficate, exemplu, poți să tai jumătate de ficat să le scoți sau bagi un ac operat 2 mm gaura și care se vindecă în seara respectivă și arzi formațiunea respectivă, fără tăiere pe burtă, fără cu anestezie generală facem, dar dacă faci cu gheață nu trebuie neapărat anestezie generală, că nu doare. Adică sunt multe avantaje și în principiu asta încerc, mă prind de la un spital la altul, să vorbesc cu colegii, să le spun că avem și posibilitatea aceasta. Mulți sunt reticenți la început până fac una, două și apoi observă că... Reticența vine din partea personalului medical sau poate da, și a pacienților? Nu, pacienții nu. Pacienții se bucură foarte tare când aud de posibilitățile respective. Medicii, pentru că le-e frică de complicații și nu prea cred. Reticența asta la nou, că așa da, suntem. Da, exact. Dar tocmai poate nu este neapărat specifică nouă, este în general așa. În general, dar tocmai în domeniul medicinei în care lucrurile au evoluat foarte mult. Am trecut de la clasic la laparoscopic și tot felul laser și tot ce înseamnă minim invaziv, adică ușor ar trebui să nu mai fim atât de reticenți și să acceptăm noul și inovația. Așa este, dar nu e chiar așa cum e teoretic. Da. Am întâlnit asta peste tot, și în spitale în Germania, când am mai schimbat spitale, de exemplu, am făcut specializarea, apoi am fost medic specialist și medic primar în alte spitale și când m-am mutat pe ultimul post, de exemplu, nu se făceau aproape deloc intervenții în spitalul respectiv și când am început eu, toată lumea se uita, wow, ori se întâmplă ceva, ori să e ok că face. Adică peste tot este așa, până le arăți că, uite, merge și așa și oamenii sunt mulțumiți și funcționează și altfel. Nu zic nicio caz că nu mai sunt ok operațiile sau sunt trebuie să facem operații. Există anumite situații alese în care putem să facem în așa fel cum v-am povestit cu intervențiile de care zic, dar în general trebuie să... Asta oarecum încerc și asta să fac de când am venit și am observat că s-au format deja niște echipe de excelență, să zic așa, în care se discută cazurile interdisciplinare, așa cum făceam și în Germania. Avem, de exemplu, un oncolog, un chirurg și pe mine și... Și cel puțin cazurile oncologice le discutăm împreună și nu există că nu, acum fac eu asta sau vedem ce mai bine pentru pacient și doar așa se pot lua deciziile cele mai bune în echipe, în tumor board-uri și asta cred că are un pic loc de îmbunătățire în România, dar adică am fost plăcut surprins să văd că deja sunt aceste echipe, multe dintre ele formate deja și eu mi-am alăturat oarecum. În anumite situații. Sunt doar în spitalele private sau și în cele de stat? Din nu pot să zic la cele de stat cum este, că eu lucrez numai la private momentan. Spuneați că intervențiile pe care le faceți sunt relativ noi, unele dintre ele unice în țară. De aparatură necesară dispuneți? Pe anumită latură există aparatură foarte bine dezvoltată, de exemplu, pe ceea ce am spus cu angiografia, cu cateterele pe vase. Asta, într-adevăr, avem niște aparate destul de bune la clinice private. Eu fac și foarte multe intervenții, cum v-am spus, ghidate tomografic, adică în tomograf în CT. Aceste CT-uri, în general, sunt la noi gândite pentru diagnostic și nu prea pentru intervenții. Asta este o problemă, că cele de intervenții ar trebui să aibă niște monitoare mai speciale, să poți să te uiți în timpul intervenției la imagini, nu prea dezvoltate. N-am întâlnit la niciun spital să fie oarecum echipat pentru așa ceva. Mă descurc și eu cu ce avem. Dar ar fi loc de îmbunătățire în orice caz pe latura asta. Și sunt deschiși managerii de clinici private cu care interacționați să îmbunătățească? Momentan nu am discutat despre asta prea mult, pentru că abia am venit, am început de vreo 2 luni, sunt de 4 luni, dar mi-a recunoscut actele, nu a fost așa ușor, a durat mai cam mult. De vreo 2 luni am început abia cu intervențiile după ce mi le-am recunoscut și n-am avut timp sincer să mă ocup și de asta, dar... Eu zic că ar fi, după cum, adică sunt foarte mulți, toată lumea e mulțumită de aceste intervenții și sunt sigur că au dorința de a se orienta să crească în acest domeniu. Am văzut totuși că se practică și intervenții pe terapia durerii, care tot la fel sunt ghidate ecografic sau prin CT, deci ușor poate se pun la punct. Acestea nu sunt intervenții așa dificile, cum ar fi, v-am spus, ablațiile tumorale sau așa, dar sunt foarte importante. Pacienții, de exemplu, tot așa, că nișa mea este oncologicul, oarecum. Sunt pacienți cu tumori care produc dureri. Aceștia pot fi ajutați prin infiltrații cu, știi, strugerea nervilor care sunt în zona tumorii. De aceea are sens, bineînțeles, și pentru acești pacienți să facem tot posibilul, să facem cea mai bună intervenție. Mai ales la privat,
are sens să se investească în acest domeniu, dar încă nu avem timp să mai discutăm și despre asta. Având în vedere că nu ați profesat până acum în România, de când vă știți medic, ați profesat doar în Germania, cum găsiți sistemul medical românesc în comparație cu ceea ce ați trăit acolo? Trebuie să spun că am fost plăcut surprins de ce am găsit la spitalele private la care activez. Mi se pare că sunt niște echipe destul de strânse față de ce știam eu dinainte din timpul facultății. Încă nu cum ar trebui, poate, dar într-adevăr este pe drumul cel bun, sigur. Sistemul medical în general, ce m-a surprins sau ce am observat eu că ar putea fi foarte mult îmbunătățit este comunicarea cu pacienții. Mi se pare că pacientul nu este implicat în procesul de tratament. Deciziile luate sunt în general luate de doctor și el este un fel de Dumnezeu care spune asta trebuie să faci și asta vei face și pacientul ascultă, dar în lumea modernă pacientul decide împreună cu medicul ce va urma, îi se prezintă posibilitățile, fiecare metodă de tratament sau netratament implică un risc și mi se pare că pacienții trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și să le explice. Asta am făcut de când am venit și mi se pare că am un feedback foarte, foarte bun. Lumea este foarte mulțumită că le spun asta e posibil, ăsta e cancer sau nu e cancer, nu, haide să vedem, haide să... Mereu m-am dorit că m-am gândit că noi suntem latini, suntem mai emotivi, mai plini de viață și poate nu trebuie mereu chiar să știm tot, dar am observat că apreciază foarte tare când le spui, măi, ăsta este tumoră, este cancer, luăm probă și vedem ce putem să facem în direcția asta, nu să zicem că nu-i cancer, să ne punem pe ureche sau... Asta mi se pare că dacă s-ar schimba lucrul ăsta, ar fi pacienții foarte, foarte mulțumiți și relația medic-pacient ar fi foarte pozitiv influențată. Să nu mai apară, știu eu, că mereu, ce auzeam și eu când eram în Germania, că, știu eu, pacienții nu sunt mulțumiți, medicii, certuri pe la spitale, mi se pare că și situații dificile pot fi îmbunătățite prin sinceritatea asta față de pacienți, mi se pare mie. În momentul în care am gândit proiectul acesta, Povești Sănătoase, exact lucrurile astea le-am așternut pe hârtie, pentru că asta și eu ca pacient și ca jurnalist îmi doresc să se schimbe sistemul medical. Tocmai de aceea îmi doresc ca cei care ne urmăresc să cunoască medicul așa ca om, de asta spun omul din spatele halatului alb, pentru a prinde curaj, să pună întrebări, să aibă o discuție omenească, umană, în cabinetul medical. Dar cum sunt pacienții? Îndrăznesc să pună întrebări? Sunt educați în sensul ăsta? Vor să știe mai multe sau în continuare îl văd pe medic așa cum s-a pus pe piedestal? În Germania, nu conta că ești medic sau ce ești, lumea era egală, nu erai domnul doctor, erai domnul Luț și eu tot vorbeam ca un om normal. Aici, într-adevăr, se vede oarecum de către pacienți un respect care poate nu este mereu justificat. Pentru că nu e justificat în sensul că nu este obligat el să... Până l-am tratat, nu are de ce să-mi dea respect. După poate. Dar pun întrebări, de multe ori totuși speră că n-ai dreptate, poate, sau, de exemplu, în situația mea cu cancerul, oarecum speră că nu este așa, caută des multe... La mine nu mi s-a întâmplat, dar am văzut la alții. Până acum caută mult păreri în altă parte, caută second opinion foarte des, asta are două tăișuri oarecum, că oarecum te lungești cu părerile până auzi ceva ce-ți convine și apoi poate nu este neapărat cea mai bună între părerile pe care le-ai primit. Sau poate e prea târziu, dar în Germania era pe altă parte negativ, pacienții nu cereau nicio altă părere. Ei veneau la doctor, indiferent spitalul cel mai aproape și credeau 100% ce zice. Nici asta nu este ok, pentru că nu toți medicii sunt la fel de buni sau pe toate domeniile buni. Fiecare are oarecum nișa lui și asta am observat în România. Într-adevăr, se cer foarte multe păreri și pacienții încearcă să-și asume oarecum niște cunoștințe medicale de pe internet și încearcă să pună întrebările astea foarte des, care sunt niște întrebări oarecum... care nu au sens de multe ori, dar încerc să le explici și sunt foarte mulțumesc când văd că totuși au un partener de discuție. Care cine să le explice. Da, exact. Mai ales să le explici pe înțelesul unui om de pregătire medical. Da. Asta lipsește foarte,
foarte tare în România, cred. Spuneați că dorința și calea pe care o urmați este să vă specializați pe parte oncologică. Mai mult oncologică. Cred că e mai dificil acolo să lucrezi cu pacienții, nu? Este dificil, într-adevăr, dar și bucuria este mult mai mare când reușești să ajuți într-un fel sau altul oamenii ăștia, fie acum că tratezi ceva sau chiar și lucrurile paliative, o durere care dată o tumoră care nu e operabilă, dă o bucurie incredibilă. Am avut o pacientă în Germania, de exemplu, care avea un cancer de pancreas, avea dureri incredibile, avea un restaurant italienesc și vrea să meargă și ea să mănânce, era o petrecere italienească în două zile și zicea că își dorința e să mănânce acolo, să dea petrecerea, cum sunt italienii, și nu mai putea de dureri, nu putea să mănânce, când mânca o durea foarte tare, nu putea deloc să mănânce. Și o intervenție de asta, de terapia durerii, a ajutat-o, că am vorbit și cu ea, apoi a fost la restaurant, a mâncat, a fost ok, deși n-a ajutat progresul bolii. Dar pentru ea a fost foarte important și bănuiesc că și pentru familie să vadă acest lucru. Așa că, într-adevăr, sunt niște... este greu, dar merită. Da, nu știu când vom auzi, iată, poate cu dumneavoastră că ați revenit să auzim cazuri și așa aici la noi, pentru că mă gândesc că pacienții la noi... cred că le e și rușine să ceară, iată, pentru o masă la restaurant, o intervenție. Bine, este povestea interesantă care a fost. Normal că ea nu mai putea de durere în general, da. Dar este plăcut să auzi și povestea în spatele intervenției. Noi, cardiologi, de multe ori nu prea avem așa contact cu pacientul și, cel puțin în situația mea, am văzut că... asta mi-a cea mai multă plăcere, când reușești oarecum să... și la imagistică, când e altceva, când vorbești cu pacienții, când vezi, aha, vezi că pe mine mă doare când mă mai întorc pe stânga, mai vorbești cu ei, mai afli anumite lucruri pe care nu le știi când faci un CT sau un RMN. Și oarecum societatea în ziua de azi, și în străinătate, și în România, mai, cel puțin în Germania, nu știu cum e încă în România, n-am apucat, este oarecum în distanțarea doctorului de pacient, automatizări, inteligența artificială și tot felul de lucrurile astea, care eu, cel puțin personal, cred că distrug actul medical, și pentru că actul medical nu are numai legătură cu procesul de tratament, ci și psihic și toate lucrurile acestea, care au de suferit când ne automatizăm toate lucrurile. Asta voiam să vă mai întreb. Care e aportul inteligenței artificiale în ramura aceasta în care activați? Multora le e frică să mai facă radiologie, că se gândesc că vor fi înlocuiți de roboți. În niciun caz radiologia intervențională, în viitor apropiat, poate să fie ajutat de vreun roboțel sau ceva, există, dar încă nu sunt așa dezvoltați. Există, într-adevăr, pentru recunoaștere de imagini, inteligența artificială. Se folosesc în spitalele mari, nu a ajuns încă la un nivel bun. În spitalele normale, nici în Germania, nici în Elveția, nu a ajuns la un nivel încât să spui că gata, sunt înlocuiți radiologii. Mai degrabă pentru diagnostic acum. Pentru diagnostic, dar și za ajutor. Să zicem, anumite formațiuni le selectează automat calculatorul înainte. Te uiți tu, aha, oare a selectat bine. Eu am experiență foarte proastă cu inteligența artificială, selecta toate prostiile, nici nu mai suportam să-l văd. Dar este, într-adevăr, se lucrează foarte, foarte mult în domeniul ăsta momentan, pentru că radiologii sunt scumpi și vor să se înlocuiască, într-adevăr. Dar eu cred, va scădea poate numărul, dar va fi mereu un radiolog care să urmărească programele. Da, dar cum am zis, sper să nu preia în așa mult, la așa nivel încât să nu mai rămână actul medical. În ce ramuri poate aduce îmbunătățiri, iată, ați spus de cea oncologică, acest tip de act medical pe care îl performați dumneavoastră? Despre ce am spus, angiografia, asta înseamnă orice boală legată de vase. O subțiere a vasului, fie că este în cap, în gât, la nivel trunchiului, picioare, orică este subțiat, orică este dilatat, noi putem să-l tratăm. Când este subțiat, îl dilatăm cu un balon și punem probabil poate un stent. Când este dilatat, ori punem un stent prin care nu trece sângele, ori putem să punem tot felul de materiale care umplu sacul. Deci toată patologia vasculară, în afară de cea cardiacă, că la inimă nu lucrăm, noi lucrăm cu colegii cardiologi, pe lucrurile, pe zona gastroenterologică, de exemplu, există tot felul de boli de ficat, ciroză, de exemplu. Există tot felul de tratamente în care ajut pacienții cu ciroză, de exemplu, cei care au lichid în burtă foarte des. Există posibilitatea de a face intervențional un fel de drum așa pe lângă ficat,
ca să reușim să scădem, un pic presiunea din purtă, să nu mai facă lichid pacientul. Procedura asta, de exemplu, nu se face aproape deloc în România. Ce mai fac radiologii? Neuroradiologie intervențională, există specializarea aceasta. Eu am făcut destul de mult și asta. În străinătate, mai puțin practic acum, deoarece nu se face la spitalele private. Dar accidentul vascular. Accidentul vascular este foarte prost manageriat în România, într-adevăr, așa este și asta nu zic, nu mi-e rușine să o zic, pentru că chiar așa este. Pacienții ajung, în primul rând, prea târziu la spital. În al doilea rând, nu avem doctori și nici sisteme puse la punct să scoată cheagul din cap. Asta înseamnă trombectomie, ce facem noi radiologii intervenționaliști, intrăm cu cateterele astea mici până în cap și scoatem cheagul din cap în anumită perioadă de timp după ce s-a produs accidentul vascular. În așa fel putem să salvăm pacienții complet, a doua zi sau a treia zi să plece acasă pe picioarele lor, față de să-i taie jumate de calotă, de creier și să fie paralizați pe viață. Adică este o procedură foarte, foarte importantă care trebuie pusă la punct urgent pentru a păstra, mai ales prin societate, să păstrezi oamenii ăștia în câmpul de muncă, să-i păstreze abil, să meargă singuri, să se organizeze singuri. Da, și mai există, bineînțeles, și specializări mai ridicate, gen anevrisme în cap, dilatații în cap, malformații între vase, de vase în cap și toate formațiunile astea. Eu nu m-am specializat pe asta și consider că cine face asta trebuie să facă numai asta, pentru că nu le poți face pe toate bine. Terapia durerii, ați spus, cam asta. Foarte multe domenii în care puteți activa și în care poate fi utilă, iată, această radiologie intervențională. Vă invit să-l urmăriți în continuare pe doctorul Teodor Luț. Sunt sigur că veți auzi și mai ales de inovațiile pe care le aduce la noi în țară. Nu v-am întrebat un lucru. De ce ați hotărât să vă întoarceți în România? Da, toată lumea mă întreabă asta. Pot spune că nu din cauza profesiei. Eram destul de mulțumit profesional, dar devenind tătic, am observat că este destul de dificil să îți organizezi viața cu copii într-o țară de vest, neavând familie acolo. Am avut probleme destul de serioase cu găsirea unei grădinițe, sporturi, cursuri în afara programului, erau liste de așteptare de 2 ani. A fost foarte dificil prin punctul ăsta de vedere. Prietenii noștri în zona respectivă erau cam la distanță, trebuia să mergem destul de mult să-i vedem, deși aveam și prieteni nemți. Nu era oricum o comunitate așa bine legată și ne-am gândit, am fost de câteva ori în concediu în România și mi s-a părut super interesant. Oamenii foarte deschiși, am văzut câteva grădinițe, am văzut că există posibilitatea de a primi un loc la grădiniță foarte repede, acolo trebuia să așteptăm până la un an și ceva, doi, pentru un loc de grădiniță. Nici aici nu stăm foarte bine cu creștere, te-a trecut de etapa aceasta. Da, da, și din cauza asta am fost foarte mulțumit văzând această deschidere. Nu pot să vorbesc nici în restul țării exact cum este, dar în București am fost foarte plăcut surprins, primind și văzând posibilitatea și să mă dezvolt pe plan profesional aici, m-am gândit că este paradis, că se poate pur și simplu să fii la tine acasă, să ajuți niște oameni pe care poți să-i ajuți și poate nu poate altcineva să-i ajute așa cum îi ajuți tu, plus poți să se dezvolte familia așa cum îți dorești, să aibă un curs de not copii, să aibă o situație, o grădiniță și o comunitate pusă la punct în care te simți și tu bine și așa am decis să ne întoarcem. Iată, ce e mai important, valorile fiecăruia în parte primează la un moment dat și facem alegerile cele mai bune pentru noi și familia noastră. Că sunt foarte mulți medici care aleg să profeseze în străinătate, dar iată, profesia nu este totul, exact. Și trebuie la un moment dat să prioritizăm ce lucruri sunt mai importante pentru noi. Cum ați găsit România, Bucureștiul, iată, după atâția ani de când ați plecat? Din nou, am fost destul de impresionați, plăcut. Mi se pare că s-au dezvoltat foarte bine, s-a dezvoltat sistemul medical privat incredibil de bine. Dar, într-adevăr, este mereu toată lumea spunea, ai grijă că traficul o să fie îngrozitor. Ne-am poziționat în așa fel încât locurile unde îmi petrec
munca să fie aproape de locul unde este grădinița. De fapt, ne-am uitat de grădiniță, apoi unde lucrez și unde stăm. Asta era cel mai și important. Și s-a creat un microsistem. Exact, așa. Se creează, asta este situația, altfel pierzi prea mult timp în trafic și nu-l petreci cu familia, într-adevăr. Dar suntem foarte mulțumiți. Momentan avem posibilitatea să mergem și prin weekend pe undeva. E posibil, adică a fost și vremea superbă. Unii ar spune că ar fost cam cald, dar în Germania a plouat zilnic. E cel mai important când se așează lucrurile, încât să aveți timp de toate. Ia de un medic foarte bun, specializat într-o ramură în care există foarte puțini specialiști la noi în țară. Ne bucurăm foarte mult că ați revenit și că v-ați găsit locul într-un final. Și sperăm să auzim numai lucruri bune și cazuri rezolvate și reușite. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Poveștii Sănătoase, un podcast care îți prezintă omul din spatele halatului alb. Domnul doctor ne-a dezvăluit ceva și din profesia dânsului, bineînțeles, pentru că, așa cum vă spuneam, nu sunt foarte mulți ca dânsul la noi în țară. Vă invit să rămâneți alături de noi în continuare, să vă abonați la canalul de YouTube, să mă urmăriți pe Facebook Isabela Marinescu și pe Instagram Isabela Adelina Marinescu. Ne revedem și la Televiziunea Română în cadrul producțiilor specializate pe nișa de sănătate și de educație. Până data viitoare, rămâneți sănătoși! Cu bine!